Salut și bine v-am regăsit în campania noastră de promovare a sporturilor de contact, pe care o facem împreună cu prietenii noștri de la Knockout Store. Astăzi am ales să vorbim despre fentă și mai precis despre două fente de picior, făcute celebre de către Glaube Feitoza și de către Bascute. Fenta este o tactică obligatorie pe care trebuie să o dețină orice luptător în arsenalul său. Ca să fie eficientă, în concepția noastră, fenta trebuie să conțină cel puțin jumătate din mișcarea pe care o sugerează, mișcarea loviturii pe care o sugerează. Dacă fenta este prea scurtă, adversarul nu o să aibă nicio reacție, pentru că citește și el ce se întâmplă dacă are ceva experiență. Dacă este prea lungă, fenta devine lovitura în sine, pe care adversarul normal că o blochează. Atunci, mie îmi trebuie acea reacție a adversarului, dar nu vreau să dau lovitura pentru că vreau să fructific acea reacție pe care o fac. Atunci, voi face cel puțin jumătate din lovitura pe care o sugerează, ca el să blocheze și o să fenteze. El, din provocare. Și felul ăsta devine eficientă fenta pe care o lucrez. Bun. În ceea ce privește fenta de picior fructificată, despre care am vorbit la început, avem așa. Prima oară lovim mauașii, adversarul va bloca această lovitură. A doua oară am să încep lovitura, am să fac jumătate din lovitură, am să trag genunchiul la piept și am să lovesc mai aghei. Dar odată el blochează, a doua oară, pe blocajul lui, rămâne deschis în centru, pe burtă, poți să lovești și la cap, bineînțeles, dar Adrian este prieten și dăm astăzi la burtă. Bun, deci mai facem odată, el blochează, a doua oară, pe blocajul lui, trag și dau drumul la lovitură pe centru. A doua este exact invers. Încep cu mai aghei. Sigur că da, partenerul meu blochează sau adversarul meu blochează. A doua oară, jumătate de mișcare și la capăt o întorc ca să dau mamaș. Dau odată, el blochează. A doua oară, fentez și profit de blocajul lui pe centru ca să dau lateral. Aceasta a fost tehnica de astăzi. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc, Tiberiu. Dacă în continuare considerați că este de folos ceea ce vă prezentăm, vă așteptăm la joacă și așteptăm like-urile, distribuirile și subscrierile voastre. Până data viitoare, numai bine! Bine ați venit la...